Rugăciunea 6. Împărăția cea fără de început și de a pururea vecuitoare, lumina cea întrei sori, dumnească începătorie cea toate țitoare, o dumnezeire între ipostasuri, ceea ce te slăvești neîncetat, de înțelegătoarele și nenumăratele puteri, primește aceste rugăciuni ale noastre, ale nevrednicilor robilor tăi, și ne iartă nouă cele de voie sau fără de voie, ce ți-a îngreșit ție, Stăpânului nostru cel mult milostiv. A îngreșit înaintea ta să nu ne dai pe noi vrășmașilor noștri spre mâncare, ci fă cu noi după blândețile tale, izbăvește sufletele noastre de toată năpădirea lor și ne dă tăria asupra lor și ne învață ca neîncetat să lucrăm voia ta în toate zilele vieții noastre, că ți este cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.